Carpații meridionali, munții vulcanului. Pasul Vulcan, cota 1621 de metri. Loc și moment remarcabil în anul 1916, atunci când la sfârșit de luna august, trupele române se alătură țărilor Antantei împotriva puterilor centrale. Moment istoric puternic marcat la împlinirea 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, 1916-2016, fapt ce a dat o și mai mare încărcătură emoțională după un an, în august 2017, pregătind astfel momentul 2018, când acest crâmpei de istorie a dus spre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. La momentul august 2017 am urmat traseul de la Vulcan pe drumul județean 664, perfect modernizat pe cei 11 km până în pasul Vulcan. Este drumul care face legătura peste munte între Valea Jiului și Ținutul Gorjului, acel drum ce continuă istoria vechiului drum al romanilor sau celelalte denumiri pe care le-a avut în timp în funcție de momentele istorice, drumul Neamțului, drumul Mihai Viteazul sau drumul Poștalioane. O epopee de film, o epopee inspirată din istoria României mare. O istorie care își are începuturile și aici, la 1621 de metri altitudine, în munții Vulcanului, înspre pasul Vulcan, trecătoarea care făcea legătura între România, țara românească și Transilvania, respectiv Valea Jiului. Aici, unde vom urmări în minutele următoare, o manifestare interesantă și riguros organizată cu un an înaintea anului 1918-2018, deci cu un an înaintea centenarului, dar un moment bine insertat în centenarul Marii Uniri. Aici, la pasul Vulcan, vom vedea momente emoționante în următoarele minute, o evocare a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproape un veac și toate detaliile legate. Dar haideți mai bine să urmărim povestea, firul acestui film, acestui moment istoric pentru România. Odată ajunși la locul unde în anul 2016, în preajma unei cruci monumentale, au fost ridicate busturile a doi comandanți eroi, generalul Ioan Culcer, cel aflat la comanda armatei 1, și colonelul Dumitrescu I. Cocorescu, cel care a condus primul atac prin pasul Vulcan, se simte atmosfera de sărbătoare.
În primul rând, remarcabil este faptul că grupul statuar s-a completat în 2017 cu încă două busturi, personalități marcante cu implicare în primul război mondial, regele Ferdinand I și viitorul prim-ministru Gheorghe Tătărescu, aflat la acel moment în calitate de comandant al companiei a 16-a din regimentul 18 Infanterie Gorj. Aniversarea propriu-zisă a fost un corolar de activități bine puse la punct de către organizatori, fiind prezente o serie de personalități ale vieții politice și culturale, numeroși primari de localități, cadre militare, sute de spectatori. S-au respectat un ritual bine stabilit, cu un marș de întâmpinare, întâmpinarea delegaților, primirea drapelelor de luptă, intonarea imnului României și depunerea drapelelor de luptă. Doamnelor și domnilor, imnul național! Gardul marinet! Gardul drept! Pentru noi înainte să ne plăți moment unic. Au fost aduse aici, în copie, 12 drapele de luptă ale unor unități care au luptat în primul război mondial. Uitându-vă la flamurile acestor drapele, gândiți cu mintea în urmă 100 de ani și amintiți-vă de frații noștri care și-au vărsat sângele sub aceste flamuri tricolore. Am să dau citire fiecărui drapel și regimentul care l-a reprezentat, iar dumneavoastră probabil o să aplaudați. Regimentul 18 Infanterie Gorj. Regimentul 26 Infanterie Rovine Craiova. Regimentul 31 Infanterie Calafat. Regimentul
regimentul 58 Infanterie Târgu Jiu. Regimentul 71 Infanterie Calafat. Regimentul 17 Infanterie Știrbei Vodă. Regimentul 41 Infanterie Craiova. Regimentul 43 Infanterie Caracal Olt. Regimentul 72 Infanterie Mizil. Regimentul 1 Artilerie Carol I, Jilava. Regimentul 21 Artilerie Slatina Olt. Regimentul 1 Vânător de Munte Craiova. Și eu, ca ardelean, nu pot decât să iau poziția de drept și salut aceste drapele. Ați văzut că sunt toate ale fraților noștri din sud, olteni și munteni, care au venit să ne dezrobească în anul de grație 1916. Încă o dată merită aplauzele noastre pentru strămoșii noștri, olteni și munteni. Gardă drept! Gardă pe la repaus! Ne aflăm astăzi aici, pe creasta muntelui Vulcan, pe unde sute de ani s-a petrecut granița unor imperii, despărțind frații de frați, Ardealul de Oltenia, dar care în inimile și sufletele fraților români de pe ambii versanți ai Carpaților nu au existat niciodată. Iubirea de frați cosângeni nu cunoaște granițe, ziduri, opreliști. Ia, iubirea de frate se revarsă peste munți și vei și peste veacuri a deșteptat în inimile românilor conștiința de neam. Întâiul domnitor al tuturor românilor, Mihai Vodă Viteazul, a fost întâiul descătușător de granițe și întâiul ce avea să pună bobul sămânța unirii tuturor românilor în brazdă de pământ a Ardealului, fără a culege însă rodul unirii temeinice. A fost nevoie de batalioanele de moți ale Iancului să bătătorească cu opinca câmpul libertății blejene, ca sămânța Viteazului să înceapă a răspi prin Bulgăria Supririi și să încolcească tocmai acolo, la Alba Iulia, unde la 1 decembrie 1918 s-a proclamat unirea cea mare și veșnică. Ne aflăm astăzi aici, la a doua ediție a manifestării patriotice, de la războiul întregirii la Marea Unirii. Apoi a avut loc dezvenirea și sfințirea celor două busturi, precedată de o slujbă religioasă și apoi un parastas pentru pomenirea eroilor neamului. A urmat alocuțiuni ale unor oficiali, distribuirea unor atestate de participare și depunerea de jerbe la cruce și la busturi. Drapelele batalioanelor românești care au luptat în primul război mondial sub comanda întâiului domnitor Ferdinand Întregitorul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta în cinstea marelui om de stat tătărescul, împreună cu drapelele de luptă ale batalioanelor române trecute peste Carpați pentru sloboțirea Ardealului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
îți spune astăzi cei prezenți aici, fără teamă de a greși, că este locul în care românii se întâlnesc cu istoria. Același respect îl putem avea și îl avem față de eroii primului război mondial, ostași care au luptat pentru România modernă de astăzi. O mare parte dintre ei și-au dat viața chiar aici, în Pasul Vulcan, atunci când au pornit marele război al întregirii. Ne reîntâlnim și în acest an, în Pasul Vulcan, unde în urmă cu un secol s-a scris istorie. În trecut, aici a fost un loc al jertfei și al sacrificiului, care peste timp a devenit, iată, un loc al recunoștinței. Dacă odinioară trecătoarea Pasul Vulcan însemna granița dintre legatul României și Transilvania, astăzi devine un loc ce unește nu doar două județe, Gorjul și Hunedoara, ci privit extins două regiuni, Transilvania și Oltenia, atât prin semnificația istorică pe care o poartă, cât și prin capacitatea extrem de ofertantă din punct de vedere turistic al arealului în care este situat. Iar ceea ce se întâmplă astăzi în acest loc al istoriei, pe lângă evocarea martirilor din prima mare conflagrație mondială, reprezintă și un gest premergător marcării centenarului Marii Uniri din 1918. Este mare lucru, reușim să ne adunăm, cum bine spunea domnul președinte de la Gorj, două regiuni, nu neapărat două județe, și avem sentimentul de comunitate, avem sentimentul de comuniune. Noi trebuie să luăm exemplul înaintașilor noștri, care, cum se zice, de la vlădică până la obunc, adică de la ultimul soldat din armată, până la conducătorii țării de la acea vreme, au înțeles comandamentul momentului, și anume că este o oportunitate ca România să devină mare. Da. General Dragavina a avut 6 copii, 2 băieți și 6 fete și 9 nepoți, pe care mă aflu și eu. Noi nepoții am crescut în cultul bunicului nostru, care și-a zărfit viața pentru țara și neamul lui. Mama ne povestea deseori cu lacrimi în ochi despre el, viața lui. Am crescut de mici cu sentimentul de admirație și de mândrie pentru bunicul nostru. Sunt român ca toți cei prezenți aici și am avut un nespus de mult că mă aflu cu voi toți. Vreau să mulțumesc și autorităților locale ale noastre și Hunedoarei că a organizat acest eveniment. Voi fi și la anul, dar vreau să se țină seamă cum, așa cum mai în glumă, mai în serios au pomenit politicienii Hunedoarei, să se facă și partea de Gorj, să se lege cele două județe, pentru că viitorul este turismul, agroturismul, cu oarecare agricultură, cu păstoritul. Eu însă mă ocup de asemenea lucruri. Mă simt onorat astăzi să vorbesc de la acest microfon, dar în mod deosebit în fața acestor busturi care ne onorează acest loc. Împlinirea unui centenar de la luptele primului război mondial, lupte care au fost purtate cu greu în tranșee din Pasul Vulcan, ne obligă pe noi toți să nu uităm nici măcar o clipă de toți cei care au pierit aici și să le cinstim memoria, mulțumindu-le pentru că au permis românilor din jurul Alpului Carpatic să împlinească un ideal, acela al unirii făurit la 1 decembrie 1918. Iată, peste timpuri, cum simt ceea ce vitejii noștri au făcut aici în Pasul Vulcan. Amen.
delegația județului Hunedoara. Corona de fort din partea Consiliului Județean Gorj, domnul președinte Popescu. Nervoase, arma de tărie, la trecutu-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume-ce pocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stânca. Deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Viste răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumegând, și deasupra idrei fluture ca vântul, visul tău de glorii, falnic triumfând. Spună lumii large, steaguri tricolore, spună ce poporul mare românesc. Când s-aprinde sacul, candida-i vâlvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, arme de tărie, suflet românesc, de vitejie, fală și mândrie. Dulce Românie, asta ți-o doresc.
Uitați-vă cântă cucula vecernii de răsună apusenii. Cântă cucule cât poți cu venit rândula moții mă. Frații mei și apusenii, frații mei și toți sătenii, stau și-și apără pământul și dreptatea și curând. Noi credem în Dumnezeu, n-am făcut la nimeni rău, dar avem un jurământ să apărăm acest pământ. Creangă coronului, cântă cucule frumos, audă și horea constrân. Cântă puiu cucului pe creangă coronului, cântă cucule frumos, audă și neamul nostru. Frații mei și apusenii, frații mei și tosătenii, stau și-și apără pământul și dreptatea și cuvântul. Noi credem în Dumnezeu, n-am făcut la nimeni rău, acolo, la cota 1621 de metri altitudine, în Pasul Vulcan, într-o atmosferă de sărbătoare, dar și de pioșenie, toate momentele întâmplate pe 19 august 2017 ne-au adus parcă și mai aproape de centenarul Marii Uniri 1918-2018.